Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la Taroscop, dragii mei din Zodia Gemeni sau cu ascendent în Zodia Gemeni. Vai ce energie, vai ce energie vine din etalarea cărților pentru voi. Ok, dacă am să vorbesc mai rar decât de obicei, să știți că ăsta este motivul. Bun, haideți să vedem cum este posibil să fie săptămâna 4-10 mai pentru voi, dragii mei, și haideți să vedem care sunt și cărțile. Prima carte, pe primul rând, este Pajul de Săbii, urmată de Cartea Distrugerii sau Cartea Turnului din tarotul clasic și încheiată cu Cartea Comunității. Pe rândul din mijloc, prima carte este Optul de Monede, trebuie să verific, urmată de Cartea Noilor Începuturi și încheiat cu Cartea Copilului. Pe rândul al treilea și ultimul de altfel avem Cavalerul de Monede în poziție întoarsă, urmat de Cartea Solitudinii sau Hermitul din tarotul clasic și încheiat cu această carte a drumului. Au ieșit două cărți, adică peste Cartea Solitudinii, asta vreau să zic, a ieșit și această carte de Accelerated Motion, de mișcare accelerată, este corespondentul optului de bâte din tarotul clasic. Credeți-mă, este o energie de învârșie capul. Foarte puternică. Ai, Doamne! Gata! Bun, haideți să vedem și care sunt energiile care guvernează săptămâna pentru voi, și anume aia 4-10 mai. Prima este Teachings, învățăturile, urmată de Cartea Adevărului. Foarte frumos! Haideți să vedem și restul de cărți. Din oracole pentru voi și Amorul Ghebos spune felul următor: fă un efort în plus pentru o relație. Și următoarea carte este Getting to Know Each Other, să ajungeți să vă cunoașteți sau cu cât cunoașteți mai multe despre cealaltă persoană, cu atât se creează legături mai puternice. Urmată de Cornucopia și anume această carte de abundență completă din toate punctele de vedere. Come to the edge. Cineva sau, mă rog, voi ați ajuns la un sfârșit de drum și va trebui să luați o decizie. Regina de chei. Setting your course. Ați stabili un curs, ați face niște planuri. Foarte frumos. Cartea contemplației, contemplării, whatever. Și mesajul din partea angelilor vine de la Maya. Voi, dragii mei, ce văd eu, ce simt eu pentru unii dintre voi este că fie unii dintre voi v-ați plictisit, ați ajuns exact ca această carte la capătul prăpăstiei, am zis bine, privind o activitate pe care o făceați. Nu vă mai satisface, nu vă mai place, nu mai aveți chef să faceți ce făceați înainte. Este și normal, energiile se schimbă, mulți dintre noi se aliniază cu ceea ce sunt ei cu adevărat și atunci ceea ce făceam înainte nu mai corespunde idealurilor noastre, nu mai rezonează cu sufletul nostru și atunci ajungem în această energie pe care pentru unii dintre voi o simt în această săptămână. Nu mai aveți chef să faceți niște lucruri, să mai faceți lucrurile vechi, asta vreau să spun. Poate unii dintre voi aveți niște idei ingenioase, poate aveți acele idei care rezonează până în străfundul sufletului cu voi, însă vă simțiți cumva nepregătiți să puneți în practică acest lucru. Dau un exemplu, nu știu, poate unii dintre voi ați lucrat până acum la brutărie, nu știu, și dar de fapt voi vă doriți să, nu știu, să vă apucați de cântat, da? Și ca și profesie. Și atunci știți, da, simțiți că asta este adevărul vostru, simțiți că asta vă face fericiți, dar știți în același timp că nu aveți lecții de canto, să zicem, și va trebui să faceți ceva în privința asta. Este doar un exemplu. Ce mai văd clar în această săptămână? Ceva se dărâmă. Că vreți, că nu vezi, ceva se dărâmă, este intervenție divină, așa că puteți să stați și în cap că oricum se termină, oricum se întâmplă lucrul ăsta, aveți Cartea Turnului, Cartea întreruperii a ceva, distrugerii unor chestii vechi și
Dragii mei, cartea noilor începuturi, ceva începe, se termină un ciclu în viața voastră și începe altul, pentru că așa trebuie să fie. Aveți trei cărți din Arcana Majoră, este clar intervenție divină. La revedere! Așa cum a spus, puteți să stați și în cap. Și cartea turnului, am văzut turnul în spate, și cartea Solitudinea Hermitului vă spune foarte clar că în această săptămână este recomandat, dacă nu o să o faceți de bunăvoie, este recomandat să vă retrageți în interiorul vostru și să contemplați ce se află acolo. Puneți întrebarea inimii voastre, cine sunt eu cu adevărat, ce îmi doresc eu cu adevărat de la viață și ce înseamnă viața pentru mine, ce înseamnă fericirea pentru mine, ce înseamnă dragostea pentru mine și așa mai departe, pentru că există o mie și una de definiții, fiecare om are definiția lui despre fericire, viață, dragoste și așa mai departe. Este indicat să faceți acest lucru și se pare că în momentul în care voi stați cu voi în interiorul vostru și puneți aceste întrebări, da? Și vizualizați țelul vostru, visul vostru, idealul vostru, această stea, da? Această dorință, atunci lucrurile se pun în mișcare și se pun în mișcare într-un mod extraordinar de frumos. De ce? Pentru că în sfârșit veniți cu acea hotărâre din punct de vedere mental și emoțional clară și precisă și dați acel impuls, să spunem, Universului de a trimite această energie a dorinței voastre spre materializare în realitatea voastră. Bun, mai există un scenariu în care e posibil unii dintre voi, pentru că avem pajul de săbii și cartea copilului, care, mă rog, ambele vorbesc despre un copil, și cartea comunității, și cartea drumului, e posibil să ori să primiți vești de la un copil care este plecat la drum. Fie că este copilul vostru, fie că este un copil la care voi țineți foarte mult și nu este în proximitatea voastră, nu se află lângă voi. În această săptămână e posibil să luați legătura cu acest copilaș și să stați de vorbă. E ceva de bun augur acolo, o energie foarte plăcută. Dragii mei, sunteți susținuți, ați văzut, da, de energia adevărului și de energia învățării. De asta vă spun că e foarte bine în această săptămână să faceți, să vorbiți, să vorbiți voi cu voi, că de-aia trebuie să stați puțin în solitudine. Două cărți vă spun același lucru și vedeți care este adevărul vostru, vedeți ce vreți voi exact de la viață. Și atunci se întâmplă această transformare, această distrugere a ceva vechi. Fie că este vorba de ceva vechi în voi, și anume ceea ce ați considerat ca fiind adevăr pentru voi și acum s-a schimbat, nu mai este, nu-i nimic rău în asta, asta înseamnă evoluție. Și atunci ceva nou, o idee nouă, o pasiune nouă, chiar și o chestie, un scenariu nou în viața voastră poate lua naștere în această săptămână și aveți această carne. Mai la carne mă gândesc, că abia am mâncat, va, na, mă rog, cornucopia, această carte vreau să spun, care anunță abundența din toate punctele de vedere, dragii mei. Vi se spune, da, că veți fi pregătiți, da, să faceți niște lucruri pe care voi vi le doriți. Această regină de chei privește victorioasă peste aceste metereze, pentru că știe că are asul în mânecă, să spunem, se simte pregătită pentru anumite lucruri. Dar trebuie să faceți ceva. Clar, nu puteți să nu faceți nimic. Vi se spune foarte clar că este foarte bine să vă trasați concret țelul, visul, da? Scrieți-l pe hârtie, faceți un plan de acțiune, vizualizați exact cum face ăsta prin acest monoclu, da. Aha. Se uită în zare și vede ceea ce reprezintă viitorul, vede țărmul celălalt, să spunem, pe care el trebuie să ajungă. Exact același lucru trebuie să faceți și voi, să vizualizați foarte clar locul în care vreți să ajungeți, cum vreți să ajungeți, cum vreți să arătați, cum vreți să vă simțiți acolo. Este foarte, foarte important acest lucru și Maia, mesajul îngerilor, vine și vă spune în felul următor că studiile, școala a învățat ceva în această perioadă. Poate, exact cum v-am spus, că trebuie să vă pregătiți pentru visul vostru, poate trebuie să faceți un curs, poate trebuie să faceți o școală, de ce nu?
acest lucru, a vă școli, a învăța, este foarte, foarte benefic pentru voi în această săptămână și nu numai în această săptămână. Și spune că îngerii și inclusiv Via Maia vă ajută în acest proces. Așa că, dragii mei, dacă aveți un vis nou, aveți o pasiune nouă, vi s-a acum vouă că vreți să vă apucați de altceva, căutați cursuri online. Evident că acum se promovează acest învățat online. Și faceți acele cursuri, urmați-vă visul, dărâmați lucrurile care nu mai sunt aliniate cu sinele vostru suprem și atunci lucrurile se așează în viața voastră, atunci abundența începe să curgă în viața voastră pentru că voi deveniți din ce în ce mai aliniați cu ceea ce sunteți voi cu adevărat. Așa că mie îmi se pare o săptămână foarte frumoasă pentru că ceva vechi se duce și aveți șansa de a merge pe un drum nou-nouț și de a merge cu o viteză mare, adică lucrurile din acel moment vor începe să se întâmple și să se așeze în jurul vostru de o să spuneți, wow, ce e asta? Ei, asta este, asta este faptul că voi v-ați aliniat cu voi, că sunt zăpăcită, da? Asta înseamnă, așa se manifestă, în momentul în care tu ești în adevăr cu tine, ești aliniat cu tine, lucrurile se încep să se întâmple în jurul tău și ai să spui că nu e adevărat, ba, e foarte adevărat, e perfect adevărat. Dragii mei din zodia Gemeni sau cu ascendent în această zodie, foarte frumoasă săptămâna pentru voi din punctul meu de vedere. Asta vă este citirea, aștept comenturile voastre, dacă bine voi să le trimiteți în secțiunea de coment, dragii mei, dacă vreți să stăm de vorbă și în particular, atât cât îmi permite timpul. O putem face și veți găsi toate detaliile necesare în descrierea acestui videoclip, dragii mei, și până data viitoare când ne revedem, regăsim și reauzim la Tarotscop. Știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc!